Veniți creștini la rugăciune, în casa Domnului cel Sfânt. Veniți creștini, plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Veniți creștini, plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Când clopotele încep să sune, în zori cu glasul lor duios, chemarea Domnului Hristos, răsună în undele lor tainic. Chemarea Domnului Hristos, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-L văd în față, să-L privesc. Aș vrea să-L văd față în față, că știu că m-ar privi cu drag și să-i spun în lumea asta: eu sunt un călător pribeag, și să-i spun în lumea asta: eu sunt un călător pribeag. Veniți cei osteniți la mine, cei osteniți și împovărați, odihna pacea mea cea sfântă și alina. Și alinare să luați, aș vrea să-i spun tot ce mă doare și să îi spun necazul meu și să îi spun că n-am pe nimeni să mângâie sufletul meu. Bună, să-L iubesc neîncetat și cu cei trezi împreună, să-L slujesc cu adevărat și cu cei trezi împreună, să-L slujesc cu adevărat. Masa mea, ei n-aud glasul celui strigă: veniți creștini la masa mea, veniți, veniți cu umilință în fața Sfântului altar.
rugăciune. În casa Domnului cel Sfânt, veniți creștini, plecați genunchii și fruntea voastră la